Bună, dragilor, și bine v-am regăsit. Haideți să vedem cum veți sta din toate punctele de vedere, voi cei din zodia Rac sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Rac în perioada 1-15 aprilie 2023. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată unde să aflați absolut tot ceea ce vă interesează sau aveți o problemă și nu știți cum să o rezolvați, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. De asemenea, dacă vă doriți și vă face plăcere, să vă abonați acestui canal, să fiți notificați în momentul în care voi posta citiri noi sau voi transmite live, da? Voi face transmisiuni live unde vă voi răspunde în direct la întrebările pe care le aveți, da? Nu ezitați să vă abonați și să apăsați și clopoțelul ca să fiți notificați. Bun, haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp. Și aici vorbim de o persoană foarte puternică pe care o aveți în jurul vostru. Posibil să fie semn de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Vorbim de acea persoană foarte stabilă din toate punctele de vedere, care este gata să vă susțină dacă îi cereți ajutorul. Va juca sau va fi importantă această persoană pentru voi în prima săptămână, din anumite puncte de vedere. Ia să vedem ce va face. Vă ajută să treceți peste o greutate, peste o suferință, peste o trădare, să vă ajute să rezolvați acea problemă care v-a încărcat sau v-a adus în această stare de neputință. Este o persoană care vă dă așa ca o trezire, că totul o să fie bine și voi treceți printr-un proces de vindecare în prima săptămână din luna aprilie. Se vede clar că nu sunteți în cea mai bună formă, dar această persoană vine ca o minune în viața voastră și o să vă ajute fie să rezolvați o problemă de sănătate, fie să rezolvați o problemă financiară, fie să rezolvați o situație din care nu mai găsiți nicio ieșire. În a doua săptămână din acest interval avem lumea, care aduce un succes, aduce îndeplinirea tuturor dorințelor, încheierea unui ciclu, a unui capitol, ca și cum ați ajuns la un capăt de drum și de aici încolo lucrurile vor decurge altfel sau depinde de voi ce cale vreți să urmați de acum încolo. Dar lumea vorbește clar și de o călătorie îndelungată sau o călătorie lungă, da? Sau gândul ăsta, sunteți cu gândul departe poate în săptămâna aceasta și vă văd destul de tensionați, de nerăbdători, de agitați. Pot veni anumite vești către voi, pot veni anumite situații care vă provoacă sau care aduce o schimbare pozitivă în viața voastră. Da, pentru că e vorba de toxicitate, ori niște legături, ori un loc de muncă, ori o situație în care vă aflați voi, o problemă care este pe cale să se rezolve. Aici vorbim și de foarte multă dependență, vorbim și de foarte multe atașamente nepotrivite sau, cum să vă zic eu, bolnăvicioase, dar voi scăpați de aceste tensiuni din câte văd, scăpați de dușmani, scăpați de tentații, scăpați de o problemă de sănătate și totul parcă se întâmplă foarte rapid în viața voastră. Vă trebuie doar voință. Poate aveți de face și cu un capricorn, cu un semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, că văd foarte multă tensiune, să știți, în aceste două săptămâni, foarte multe planuri, foarte multe gânduri, foarte multe griji, provocări fel de fel, care o să vă cam dea de cap, peste cap. În dragoste văd doiul de bâte. Bun, nu vă mai mulțumiți cu jumătăți de măsură, vreți totul sau nimic, dar sunteți agățați de trecut. Vă gândiți la persoana din trecut, analizați o situație din trecut. Nu vedeți nimic clar în prezent, viitorul nici nu se mai pune la socoteală pentru că voi trăiți în umbră. De ce? Pentru că ați fost provocați, sunteți provocați, simțiți aici că vreți să vă faceți dreptate, nu vă simțiți folosiți de persoana iubită, poate unii dintre voi. Dar apare un nou început, dragilor, și trebuie să-l primiți cu brațele deschise. Toată situația aceasta nefastă se întoarce într-o bucurie. Ori întâlniți pe cineva, pentru că apare o situație nou-nouță, da? O persoană, o relație, un gând, un sentiment care vă duce în direcția bună. Deci o să se întâmple ceva frumos în viața voastră, dar apare și un copil.
Ori că aveți copii și stați cu o persoană care nu are, ori că vă doriți foarte mult să aveți un copil, primiți și o veste vis-a-vis de lucrul ăsta, poate unii dintre voi. Pe planul profesional, de nou avem diavolul. Nu sunteți într-o perioadă bună. Vă certați cu oamenii de la muncă sau încep să iasă la iveală răutatea oamenilor cu care lucrați voi. Se vede clar că nu apare multă rivalitate, multă competiție, poate luptați pentru o poziție, poate aveți un examen și sunt foarte multe persoane care candidează. Văd că așteptați de foarte mult timp să aveți un succes, să ieșiți în evidență, să fiți apreciați. Poate nu sunteți mulțumiți de faptul că nu primiți o premă de la locul de muncă, cum se mai dă de sărbători. Sau nu vă înțelegeți foarte bine cu persoanele din jurul vostru, persoanele cu care lucrați. Alții dintre voi foarte greu vă găsiți de muncă, dar văd că așteptarea aceasta va lua sfârșit. Și primiți o veste bună care o să vă aducă așa o liniște. O să vă aduc o realizare. Ia să vedem pe financiar cum stați. Văd un oarecare echilibru. Vă descurcați vă și cu cheltuielile și cu primirea de bani. Sunteți un pic stresați, nu zic nu pe bani, dar văd că o să vă vină niște bani de la un drum. Niște bani pe care nu-i așteptați sau nu-i vedeți momentan. Pot veni de la o persoană zgârcită sau voi ați strâns niște bani sau umblați la un cont ca să vă puteți face niște să puteți face niște cumpărături, dar vă că țineți cu dinții de siguranța voastră financiară, nu prea sunteți deschiși în a cheltui în perioada următoare sau să știe lumea ce venituri aveți voi. Pe sănătate, mi-apar niște dureri de genunchi, poate dureri de picioare, pentru că vă văd un pic cam stresați. Ia să vedem, poate unii dintre voi ați avut o perioadă tensionată, ați făcut drumul către o persoană din familie care a întâmpinat probleme de sănătate. Vă văd un nou început, ceea ce înseamnă că lucrurile își vor reveni. Posibil să fie doar o perioadă mai încărcată și automat supra-solicită și sănătatea. Provocarea vine cu un nou început, care îl avem și pe dragoste, da? E o cale nouă, o direcție nouă, un proiect nou. Care nu sunteți, pentru care nu sunteți deschiși să-l îmbrățișați. Pentru că vă puneți multe semne de întrebare și aveți anumite gânduri din trecut. Aici nu ați echilibrat balanța, ați rămas cu ceva nevindecat și nu puteți primi acest nou în viața voastră. Și aici este provocarea, dar o discuție între patru ochi vă poate ajuta sau o colaborare, o întâlnire, un prieten vă poate ajuta să ieșiți din acest impas. Surpriza vine prin faptul că voi veți cunoaște o latură ascunsă a situației prin care treceți. Da, se deslușește un mister și aici apare un sprijin emoțional, moral, spiritual, financiar. Dar voi toți sunteți un pic în starea asta de alertă, de agitație, cu toate că vin lucruri bune către voi. Puteți să aflați de un trio amoros, puteți să vedeți că persoana iubită care sunteți este mai apropiată de voi decât de cealaltă persoană. Puteți aplana un conflict, da? Văd că încercați să ieșiți din zone care ar putea să vă afecteze imaginea, sănătatea, sau pe partea emoțională, da, să vă afecteze, dar văd o dare de bani aici. Orică aveți o discuție cu cineva vis-a-vis de o sumă de bani, iar acea persoană nu prea vrea să vă dea bani, dar în cele din urmă o va face oricum. Hai să vedem sfatul. Dragilor, oricum ar fi, și prin orice situație ați trece, norocul este de partea voastră. Da, este o perioadă norocoasă. Ia să vedem. Ce trebuie să faceți voi? Să primiți totul cu brațele deschise, să lăsați trecutul în urmă, să vă vindecați rănile care tot le aduceți cumva în prezent, le cărați după voi, pentru că veți avea parte de multă abundență, de multă împlinire, de prosperitate. Aveți parte de binecuvântări divine, sunteți persoane credincioase, iar divinitatea o să vă ajute foarte mult, aveți protecție. Aveți protecție și văd și o persoană, un bărbat în semnul zodiacal Taur, care va apare și în prima săptămână. Deci omul ăsta o să vă ajute. Încercați să-i urmați sfaturile sau ajutorul, să-i acceptați ajutorul. Mai apare și un bărbat în semn de foc, berbecleu săgetător. Acest bărbat este foarte plăcut, foarte comunicativ, priceput în toate și văd că o să aducă un mare noroc în viața voastră. Poate faceți un drum la biserică, poate stați de vorbă cu cineva foarte înțelept sau
care are o profesie anume și vă poate ajuta tare mult, din mai multe puncte de vedere, dar și pe voi vă văd puternici și voi aveți așa un har, o abilitate în ceva. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!